Dacă mai vreți clipuri de genul ăsta, super, super, super plană, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să facem peste 5.000 de like-uri. La celălalt clip am strâns 10.000 de like-uri. Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod super, 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 super. Am văzut că v-a plăcut super, super mult chestia aia cu vedete cu autotune și vedete fără autotune și mi s-a părut o chestie super, 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 super blană. Trebuie să facem și la vedetele din România. Deci, hai să trecem la episod. Prima de pe lista noastră este Delia cu piesa Fata lui Tata și chiar sunt foarte curios să vedem cum cântă cu și fără autotune. Haideți să vedem. Bă, fraților, deci cu autotune gen masterizată piesa, mi se pare super, 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 gen sună super bine, vocea lui Delia, oricum a sunat super bine mereu. Haideți să vedem și cum sună fără autotune. Sună la fel, sună super bine. Sună super, 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 super blană. Nu știu, Delia mi se pare foarte, foarte incomparabilă ca o voce feminină, gen, e super, super tare, frate. Și chiar îmi place tot ce face și e super, super, super blană. Ok, următorul este un artist mai nou, se numește Mark Stamp. Haideți să vedem cum cântă cu autotune și fără autotune. Și tot ce pot să-mi oferi acum, aș aprecia, dar nu. Tu poți să-mi dai numai emoții, dar pentru bă, cu autotune mi se pare super ok, adică chiar cântă super ok tipul. Hai să vedem și fără autotune cum sună. Bă, fără autotune, adică fără masterizare, bă, nu sună la fel de bine. Sună ok, dar nu sună la fel. Ei, băieți, următoarea artistă este Laura. Nu știu de ce, dar din auzit am auzit că gen pe la gen când cântă live falsează foarte mult. Nu știu de ce am auzit chestiile astea, dar nu prea le cred, pentru că dacă falsează așa de mult, nu prea ajunge artistă. Stelele, și credeam în toate visele. O piesă îmi place foarte, foarte, foarte mult și nu pot să spun o piesă care îmi place foarte, foarte mult că nu sună ok, sună extraordinar de bine. Chiar îmi place, una dintre piesele mele preferate și sună foarte bine, de-aia are și 20 de milioane. Chiar sună foarte bine piesa. Hai să o urmărim și cum sună ea live. Bă, nu știu ce am impresia că nu e live. Sună prea bine, adică sună ca în originală. Gen vocea cel puțin sună în original, dar se vede gen pe buzele că e live. Dar bă, bro, nu știu, o fi având autotune în voce. Următorul este foarte special și vă spun și de ce e foarte special. Pentru că e, deci nu vă spun cine e, o să vedeți, dar înainte o să vă spun câteva replici ale lui. Hăț, 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 triplu hăț de trei ori hăț, Johnule! Nu e nevoie să aud, mereu ce gândurile tale ascult. Johnule! Nu e nevoie să ascult, de când ne-am cunoscut, nu e wow. Băi, Dorian Popa e ok cum cântă cu autotune, adică nu mi se pare ceva foarte wow, când el cântă mai jos, gen și nu e nevoie să aud. Și nu e nevoie să aud. Gen, el nu cântă foarte înalt, gen, pe note foarte înalte, pentru că bănuiesc că ori nu poate, ori nu vrea. Dar oricum nu trebuie să cânți pe note foarte înalte ca să cânți bine. Poți să interpretezi o piesă wow și la note joase. Vocea lui însă e ok, e comercial, e ce trebuie. Nu e wow. Și nu e nevoie să aud, mereu ce gândurile tale ascund. Și nu e nevoie să ascult, de când ne-am cunoscut lumea vorbește prea mult. Cântăm într-o nici nu visam să te iubesc. Cum o fac acum cât te iubesc? Tocmai ce ziceam, el cântă foarte, foarte jos, am observat chestia asta. Bă, să știți că acolo jos cum cântă el e muzic
muzicală vocea. E muzicală, adică sună, nu știu, parcă are chestia aia în voce care trebuie să o aibă. Nu înțeleg de ce nu cânti mai sus, Dorinel Popel. Okay. Următoarea, dar ultima din acest clip, pentru că mai sunt mulți artiști în România și chiar n-aș mai vrea să mai continui cu clipuri de genul, pentru că am văzut că sunt super apreciate și chiar ar fi tare să găsim și noi un artist din România care să nu cânte la fel live. Sau poate ele nu cântă live? Poate ăsta este adevărul? Alina Eremia cu piesa A fost o nebunie. Hai să dăm start la clip și să vedem cum cântă cu autotune și fără autotune. Ce sus cântă Alina, îmi place. N-am cuvinte, chiar îmi place foarte mult cum cântă. Super, super, mai ales acum, gen... Nu știu, chiar îmi place mult și chiar a evoluat foarte mult de la Pariu cu viața până acum. Alina super, 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 super mult și chiar îmi place super, super, super tare cum cântă. Hai să vedem și cum cântă fără autotune, că poate o prindem cu ceva și să vezi ce mă tai. O strică rău negativul ăsta. De ce ai băgat negativul ăsta la vocea asta? Un negativ brutal la o voce plăpândă, dude, nu sună deloc bine. Gen... Sănătate. În rest îmi place super, super, super mult vocea ei și cum trece din voce de piept pe voce de cap, super, super bine, frate. Gen, avem artiști buni, frate, avem artiști buni, dar păcați că nu sunt destul de promovați pe cum trebuie. Cam atât a fost și cu clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să apăsați pe butonul de share și să nu uitați să vă uitați în descriere, pentru că acolo veți găsi toate piesele și toate linkurile care duc spre clipurile acestea. Eu am fost Antonio și v-am pupat. Pa, pa!